pe procente, învățământul campion cu 30,18%, transportul 16,93%, din care la străzi 14,06%, transport în comun 2,86%. Ca sume, deci 379 de miliarde la străzi, aici sigur că intră și partea de proiecte europene, și 150 miliarde cheltuieli de reparații pe care le-am prevăzut în acest an. La transport în comun 77 de miliarde, intră 24 de miliarde subvenția la TPD, intră 38 de miliarde ratele la autobuz și 10 miliarde pentru o hală nouă la TPD. Combustibil și energie, 12,15%, deci al treilea pe podium. Combustibil și energie, 12,15%, din care 11,1%, 300 de miliarde la termica, pentru 200 de miliarde pentru subvenții și 100 de miliarde pentru majorarea capitalului social. Locuințe, servicii, dezvoltare publică. Aici intră alimentare cu apă, iluminat, sistematizare rutieră, 9,22%. Protecția mediului, 7,94%. Aici intră apa, canalul, salubritatea. Deci, la salubritate, 4,78%. Dacă ne uităm la procentul la salubritate, cât asistența socială. Deci, sunt bani puțin pentru salubritate. Eu vă spun, dacă vrem să avem un oraș curat, indiferent cine va fi operatorul de salubritate, trebuie să plătim. Deci, salubritate, 4,78%. Domeniul public, 5,43%. Aici, așa, mă rog, legiuitorul în domeniul contabilității a grupat aici capitolul recreere, parcuri, Centrul Cultural Bucovina. Deci aici intră și Centrul Cultural Bucovina cu cele 50 de miliarde de care vă spuneam. 5,43%. Autorități executive, deci bani pentru funcționarea primăriei, 4,38%. Vreau să vă spun, în 2004, când am venit primarul municipiului Suceava, era undeva la 12% aceste cheltuieli pentru autorități executive. Astăzi sunt 4,38%. Asistența socială, 4,03%. Datoria publică, 3,53%. Gradul de îndatorare, sigur că este 17-18%. Datoria publică, aferentă acestui an, e 3,53% din buget. Ordine publică, poliția plus protecția civilă, 1,72%. Sănătate, 1,52%. Fondul de rezervă, 1,48%. Cultură și culte. Deci, în primul rând, pe proiecte culturale și bani la biserici, 1,02%. Sport, 0,99%. Alte acțiuni economice, fonduri pentru proiecte pe coeziune, 0,27%. Și servicii comunitare, discutăm aici de evidența populației și starea civilă, 0,21%.